Sper că v-ați mai găsit. Da. Rămânii, din nefericire. Urmează acum, pentru cei care n-ați fost data trecută, la Mihai trebuia să vedeți data trecută cu careță. Mihai ne-a dat nouă niște limbă și era atât de frumos, încât trebuia să stai să scrii fiecare ulele în parte. Partea frumoasă care a fost, pentru cei care ați fost data trecută, am primit direct lista cu bookmark-urile, ca să știm exact unde și ce trebuie să citim în momentul de față. Urmează Mihai Aperghis, CEO and SEO Consultant Vertify. Mihai este specialist SEO, fondator al firmei Vertify. Experiență de peste 6 ani în domeniul de serviciilor SEO și este specializat în audituri și analize tehnice. Acum așteptăm pe Mihai să ne zică cum să ne optimizăm pentru cuvinte de tipul LER. Acum că e perioada LER, așa, e SEO, PPC și LER, cred că ar trebui să fie următoarea ediție. Bine, dacă până acum am găsit tot felul de cuvinte la Valentin, așteptăm LER să însemne ceva în SEO sau în PPC. Vedem Landing Experience Results. Landing Experience. Vedem. Acum chiar trebuie să vorbesc despre asta sau... salut! Știu că titlul ediției ar fi 10 lucruri care nu le știm despre SEO și PPC. Mai departe de oricum mai știu exact ce venea, așa că... În realitate sunt mai mult de 8, am inclus și un mic bonus round, sunt de fapt mai mult de 10. Eu nu se uită cam. Ok, veți vedea mai târziu despre ce este vorba. Cine sunt eu? Mihai Aperghis. Lucrez în domeniul SEO de mai mulți ani. Am deschis anul trecut agenția Vertify, care e specializată pe SEO și care am deschis-o în principal ca să lucrez cu clienți din România. Sunt absolvent de Politehnică, am facultate la Iași, master aici. Plac chestiile legate de știință, tehnologii și mă mai și joc în timpul liber din când. În primul rând, câți dintre voi fac SEO pentru clienți, pentru site-ul lor? Sau sunt interesați de acest domeniu? Ok, deci nu voi plictisi chiar deodată cu mea. Da, plumesc, pare cum. Am împărțit prezentarea la cele 8 lucruri, le voi împărți în două, lucruri on-page și lucruri off-page. Majoritatea s-ar putea să le știți, sper ca nu toți să le știți pe toate. Ok. Primul lucru despre care am vrut să vorbesc este schema.org. Pentru cine nu știe, schema.org este un tip de markup, un markup HTML pe care îl vine sub forma unor atribute pe care le anexăm la tag-ul de HTML și prin care motoarele de căutare pot să înțeleagă mai bine despre ce este vorba în site-ul nostru. Și când motoarele de căutare înțeleg mai bine despre ce e vorba, ele pot genera rich snippets, un exemplu pe care îl puteți vedea aici. Aici este o căutare după un laptop Asus și rich snippet-ul este cel conturat cu roșu și putem vedea, fără să intrăm pe rezultatul respectiv, putem vedea direct ce rating are, câte review-uri, ce preț și dacă este în stoc sau nu. Și acest lucru ne ajută deoarece este în relief rezultatul respectiv și astfel rata de click este mult mai mare cu acel rezultat, deci ne vine mai mult trafic. Și uneori chiar ne vine și un ranking mai bun. Schema.org nu influențează direct rankingul, dar având un CTR mai mare, Google înțelege că rezultatul este bun, este interesant, este bun pentru user și e posibil să te urce în căutări. Și de asemenea, cineva care vede deja prețul și vede deja că este în stoc produsul respectiv, s-ar putea să vină direct interesat să cumpere. E și o chestie de usability. A doua chestie despre care am vrut să vorbesc. Câți dintre voi aveți magazin online? Ok, destul de puțin. E o chestie foarte importantă la magazinele online. Modul de filtrare al produselor. Și se cheamă Facets and Filters. Facets, cea mai bună traducere care am găsit până acum, a fost categorii fațetate. Sunt tot un tip de filtre și voi explica exact care este diferența între cele două. Facets sunt acele filtre care vin sub formă de link-uri și de obicei se referă la tipul produsului, la gen. Nu la closet, facets, astea nu sunt robinete? Facets. Da, facets. Așa.
Facets e fațete, ca la un diamant, ai fațete. Ok. Și sunt tot un fel de filtre, sunt ca un fel de subcategorii, ca un fel de extensie a categoriilor și de obicei vin sub formă de link-uri. Iar filtrele propriu-zise, practic vin de obicei sub formă de select box-uri, putem să selectăm mai multe, sunt de obicei atributele unui produs și ne ajută să mai filtrăm din produse, practic. Cel mai bun practic este să indexăm filtrele de tip categorii fațetate și să nu indexăm filtrele. Și voi da un exemplu aici. Este magazinul de la ASOS. S-ar putea să-l cunoașteți. Ei folosesc și filtre și categorii fațetate. Cele de sub descrierea categoriei sunt categoriile fațetate, sunt tipul de produs. Deci ne putem duce mai în amănunt să vedem tipul produsului și aceea este o altă categorie care are descriere proprie și așa mai departe. Iar în partea stângă sunt filtrele, care sunt select box-uri, pot fi selectate mai multe. Și în cazul de față sunt filtre Ajax, tehnologie Ajax, care nu trebuie să reîncarce pagina pentru a afișa produsele respective, pentru filtre. Iar subcategoriile sunt indexabile, Google le vede, filtrele nu. De aceea nu mai avem problemă cu conținut duplicat, 50.000 de mixuri între filtre și probleme de acest gen și cam atât. Al treilea lucru legat de homepage, video SEO și aici mai mult este vorba de persoane care au clipuri video pe site-uri. Nu știu, prezentarea firmei, prezentarea unui produs, tutorial, preview. Și sunt câteva tehnici care le putem folosi pentru a rancui mai bine pentru clipurile noastre. Vorbim de clipurile de care vorbim ales sau? Și de acele clipuri? De clipurile de care vorbim ales. Mai depinde, de la site la site. Un mic exemplu aici. Sunt clipurile de White Boy Friday, o serie de tutoriale de la Moz. După cum vedeți, la fiecare clip apare un thumbnail cu video respectiv și se rancuiește exact cu domeniul, nu unde este hostat clipul. Că dacă ați avea, de exemplu, un clip postat pe YouTube, s-ar putea să apară rezultatul la YouTube. Și da, poate din rezultatul respectiv, persoana respectivă ajunge la site. Dar e mult mai puțină fricțiune să intri direct pe domeniul brandului tău, site-ului tău, și să vezi clipul direct acolo. Ce faci? Balsamic Mockups. Cum zice? Mockups. Balsamic Mockups. Ah, da. Ok. Așa, trec la al patrulea lucru. Aici pentru site-urile care servesc fie conținut în mai multe limbi, fie user din mai multe țări. Și este destul de important. De ce ar trebui să ne pese de acest lucru? Este destul de important pentru că sunt multe situații în care putem să ne trezim conținut duplicat și putem să fim penalizați pentru chestia asta. Și s-ar putea ca userul care ne găsește să nu ajungă pe versiunea care trebuie. Și sunt două chestii care pot fi făcute. În primul rând, dacă servim o anumită porțiune a site-ului sau un domeniu, servim conținut pentru utilizatorii dintr-o anumită țară, indiferent de limbă, putem folosi geotargetarea din Webmaster Tools și asta chiar afectează ranking-ul. Deci cineva care targetează userii din România va fi poziționat mai sus decât cineva care are target internațional. Iar în cazul în care avem același conținut, dar mai multe limbi, sau e posibil să avem în aceeași limbă, dar doar cu mici diferențe, de exemplu de la engleza din UK și engleza din state, să folosim atributul rel alternate și în cazul ăsta Google va ști exact ce versiune să servească cu utilizatorul în funcție de limbă și de locație. Trecem și puțin prin factori, prin câteva chestiuni legate de off-page. În primul rând, o chestiune destul de importantă mi s-a părut cu content marketing-ul. Content marketing este pentru cine nu știe, strategie de marketing care se bazează foarte mult pe conținut, pe identificarea audienței, pe crearea și pe promovarea conținutului către acea audiență. Și de ce este important pentru SEO? Nu este o strategie de SEO, este o strategie care merge și pentru SEO. Este important pentru SEO pentru că putem obține link-uri de foarte mare calitate, care altfel nu am putea să le obținem. Dar pe lângă asta obține și vizibilitate și autoritate și încredere în brandul nostru. Și în România, multe persoane cu care am vorbit mi-au spus că nu se merită să faci content marketing, pentru că nu merge.
Și am vrut să dau câteva exemple de link-uri pentru un client care l-am în state, link-uri care am reușit să le obțin în urma unor strategii de content marketing. Sunt link-uri de la, după cum vedeți, site-uri foarte, cu o autoritate foarte mare, site-uri importante, site-uri cu trafic foarte mult și care nu m-au costat niciun leu, dolar, euro. Iar pe lângă faptul că un link de acolo este văzut foarte bine de Google, este un link de calitate foarte mare, mai este și traficul care un astfel de site poate să aibă. Și traficul care vine, referral, care poate iar converti și așa mai departe. Iar odată ce spun chestia asta, mulți îmi spun, ok, dar în România este altă mâncare de pești. În România, unele strategii care merg în afară, nu prea merg și la noi, e alta piață, nu știu ce. Și m-am decis să pun și câteva link-uri din România, care am reușit să le obțin pentru clienții români. Link-uri iar de la site destul de importante și aici mă refer nu la link-uri într-un comentariu, undeva lăsat, într-un anunț, advertorial. Sunt link-uri în articole în care se vorbește despre brandul respectiv, despre eventual despre produs, despre o resursă și așa mai departe. Și vreau link-uri care nu m-au costat decât timp ca să le obțin. Ce reprezintă DA? DA e o metrică folosită de Moz, ea Mozului, ASEO Mozului, reprezintă autoritatea domeniului. E un fel de page rank, e de la 1 la 100 și cu cât e mai mare, cu atât e pe o scară logaritmică. Cu cât e mai mare, cu atât mai greu de ajuns. De exemplu, 100 au pe mână câteva site-uri, NASA, White House și chestii de genul ăsta. Ok, trec puțin peste Google Hummingbird. Ce este Hummingbird? Hummingbird nu este doar un update. Hummingbird este chiar noul algoritm de search de la Google. Și a fost lansat acum câteva luni de zile și se concentrează în principal pe semantica query-ului. Google nu mai ia cuvântul cheie care îl scrii tu în bara de search și caută fiecare cuvânt respectiv pe site-uri să vadă care se potrivește ție. Și chiar încearcă să înțelegi ce vrei să cauți, semantica din spatele sintagmei respective. Și am vrut să dau un mic exemplu. Am făcut două căutări. Din păcate, sper să se vadă cât de cât. O căutare este pe Competitive Link Analysis și o căutare este pe Performing a Competitive Link Analysis. În principiu, Hummingbird-ul ar trebui să vadă că intenția mea este aceeași. Vreau să știu cum să fac o analiză de link-uri a competitorilor. Și așa și este, deoarece 6 dintre rezultatele din prima căutare se regăsesc și în a doua căutare, chiar aproape pe aceeași poziție. Și am vrut să mă concentrez pe unul din rezultatele de aici, rezultatul al 6-lea de acolo, are sintagma exact în titlul, la începutul titlului, și nu reușește decât să se poziționeze pe poziția 6. Iar eu, care sunt pe primul loc, nu am sintagma nicăieri în articol. Deci nu vorbesc nicăieri de performing sau chestii de genul ăsta. Al șaptelea lucru, locul SEO devine din ce în ce mai important, deoarece tot mai multe din query-uri generează un set de rezultate locale. Anul trecut erau cam un sfert din query-urile de pe Google generau rezultate locale, dar pe mobil cred că este aproape jumătate. E în momentul de față o diferență între București și Timișoara mare? În punctul ăsta de vedere? Da. Cum să nu? Eu dacă caut pizza din București, primesc alte rezultate locale dacă caut din Iași sau da, în altă parte. Și în cartier. Și din cartier diferite. Nu am văzut din cartiere diferite, nu știu. Chestii, da? Și este foarte important deoarece numărul crește pe zi ce trece. Chiar Daniel Ene de la Agile mi-a spus de un query ceva legat de mutări sau de mobilă care nu avea acum o lună rezultate locale și acum are. Deci cu cât optimizează tot mai multă lume pentru rezultate de acest fel, cu atât crește numărul de query care generează rezultate. Și aici aveți un exemplu. Acestea sunt rezultatele locale. Ele folosesc un alt algoritm, tot alt factor pentru a ajunge și a rămâi în acele rezultate. Și nici nu am mai avut nevoie să scriu București. Pentru că Google deja știe locația mea, știe intenția mea, știe că probabil caut locații de restaurante.
ultima chestie care am vrut să o spun e legată de update-ul de la Google Analytics, care dă practic mai multe informații despre vizitatorii care aveți de site. Valentin, care a plecat, a vorbit puțin despre chestia asta. Ce putem vedea în plus? Putem vedea date demografice precum vârstă, precum sex și putem și vedea și interese care sunt foarte importante, nu numai pentru campaniile de SEO și PPC și multe alte campanii de marketing. Am vrut să dau și un exemplu. Putem vedea aici segmentarea sus în funcție de vârstă, iar jos segmentarea în funcție de interes a audienței care o am pentru site-ul meu. Și cum mă poate ajuta? Screenshot-ul respectiv este chiar din raportul unui client al meu, un client din industria auto, și pot vedea, de exemplu, că interesele vizitatorilor, care interesele adiacente a vizitatorilor care intră pe site-ul lui, sunt legate de filme și seriale TV. Pot să fac un articol despre ce mașini au apărut în Breaking Bad, care știu că mulți ar fi interesați și ar fi consumat mult mai bine articolul respectiv. Cum ziceam, este vorba și de o rundă de bonus, un bonus round. Am trimis câteva mail-uri la câteva persoane influente din industria SEO și am primit câteva răspunsuri. Trecem peste ele. Rand Fishkin este cofondatorul SEO Moz, acum Moz. Mi-a dat o idee legată de, a răspuns legat de impactul care l-are rețeaua de socializare a Google-ului, Google Plus, asupra rezultatelor. Astfel încât majoritatea rezultatelor în ziua de azi sunt personalizate. Dacă ești logat în contul tău de la Google, s-ar putea să ai alte rezultate pentru cineva, față de cineva care nu este logat. Și, de exemplu, un articol care îl scriu eu, follower-ii mei l-ar vedea mai sus față de alte articole. Iar dacă din follower-ii mei cineva dă plus 1 sau dă share, follower-ii lui vor vedea articolul iară mai sus decât alte persoane. Will Critchlow, cofondator la Distilled și organizator a conferințelor, printre cele mai mari conferințe de SEO din lume, vorbește despre Rel Canonical. Și tagul respectiv ne ajută să centralizăm link-uri și semnale sociale. Astfel încât dacă eu am un articol și vreau să-l promovez pe social media și vreau să văd cât de bine l-am promovat și adaug câțiva parametri dinamici, de exemplu, pentru Analytics, tagurile, parametrii UTM, și cineva dă un like sau un share la articolul respectiv, dacă am Rel Canonical pus corect pentru articol, like-ul și share-ul respectiv vor veni pentru articolul URL-ul original. Nu se va considera pentru URL-ul cu parametri de UTM și așa mai departe. Dacă nu, vor fi like-uri separate, se vor vedea ca pagini separate. Ian Lurie, fondator de Portland, o agenție de SEO din state, mi-a spus că este foarte important să ne uităm, când vine vorba de conținut, să ne uităm la format, să măsurăm anumite chestii legate de limbă, de cât de greu este de citit conținutul respectiv și pentru conținut, landing page-uri care le creăm noi, să facem un, cum spune el, un jump start, adică să folosim chiar reclamă plătită. Știu că vorbesc despre SEO, dar SEO și PPC. Bineînțeles, da? Că n-am întrebări acum, e una. Am înțeles. Și dacă folosim acea reclamă plătită la începutul unei campanii, sunt mai multe șanse ca respectivul articol să devină viral sau respectiva resursă. Și la fel și Will Reynolds a vorbit despre fondator la SIR, a vorbit despre promovarea conținutului, promovarea prin reclamă plătită. Însă el s-a referit în principal să ne uităm în Analytics, să vedem ce conținut merge, ce conținut are deja o performanță foarte bună, link-uri, share-uri, like-uri și așa mai departe, și exact pe aceea să promovăm. Pentru că știm deja că are o performanță bună și... Credeți în coordinare că trebuie să mergem cu planul local, adică să vedem trendurile locale, sau trebuie să ne facem un plan dinainte pentru a face tipul de content marketing? Depinde de conținut. De exemplu, pe local te referi la ce te referi local, la atunci pe moment... Urmează un update de Google. Hai să încep deja. Ai auzit săptămâna trecută că urmează pe o săptămână, urmează un update. Hai să începem. Go with the flow. Gata? Facem content marketing pe așa ceva. Sau știm deja că
în 6 luni de zile va apărea ceva și începem de acum. Dar tu, tu în ambele, da, în ambele case te referi la conținut de tip news. Corect. Ok, păi conținutul care te ajută... Deci conținutul de tip news e foarte bun, deoarece lumea caută informații de ultimă oră, să ajungă pe sală la tine, primești niște like, niște share. Conținutul cel mai bun însă este conținutul de tip evergreen. Conținut care peste 2 ani are aceeași relevanță, are aceeași importanță, eventual îi faci un mic update, îl conectezi pe aici pe acolo și ăla îți aduce link-uri în continuu. Pentru că e aceeași URL, devine din ce în ce mai, are o autoritate din ce în ce mai mare, se poziționează din ce în ce mai sus. Ok, cam atât am avut de spus, să curgă întrebări. La content marketing. Da. E foarte important, așa... Ok, îți dau un exemplu de strategie care chiar am folosit-o pentru un client. Am avut un client, clientul pe industria auto. Este client din state și are un tip angajat care odată la câteva săptămâni îi generează niște renderinguri. Scuze, pe RAW. Ok, stai să... Având în vedere link-ul respectiv care l-am obținut pentru client, a fost chiar de la Fox News, care mi s-a părut... Și renderingurile respective erau niște mașini care încă nu au apărut pe piață, nu se știa cam cum arată, erau doar niște spy shot-uri, tipul făcea niște renderinguri la cum crede că va arăta mașina respectivă. Și promovat, trimis mail-uri, stabilind niște relații cu jurnaliști, nu uite, ține, dăm link. Și încet, și același lucru s-a întâmplat și în... Nu știu să-ți dau un exemplu acum exact în România, dar e aceeași idee. Vorbit cu jurnaliști, cu blogger, întemeiat o relație cu ei, astfel încât să înțeleagă că noi îți oferim conținut care îi ajută și pe viewerii tăi, pe cei care vizitează, vin la site la tine. Nu e advertorial, nu e conținut, deci conținutul care a obținut link-urile respective, nu e conținut... comercial. E foarte mult conținut informațional. Conținut informațional care poate ajuta, mă ajută și pe mine și ajută și pe cei care intră pe site-ul respectiv. Și în majoritatea cazurilor, ce am mers destul de bine, nu am cerut link. Deci chiar nu am cerut link. Am zis, uite, ăsta e, îți place, dacă poți să ne menționezi și pe noi, măcar un like, un share, ar fi de ajuns. Și majoritatea persoanelor spun acest lucru deoarece în România e mai se înțelege SEO, când se vorbește de SEO se înțelege puțin altceva. Și multă lume înțelege spam, multă lume înțelege advertoriale și chestii de genul ăsta și automat vrei un link, ține lista cu prețuri, câte costă. Și mergând pe ideea că, uite, te ajută și pe tine, mi s-a părut interesant site-ul tău, cred că articolul ăsta merge sau resursa respectivă ar fi interesantă pentru utilizatorii tăi. Dacă poți să ne menționezi și majoritatea au făcut. Ok, pe statul mă interesează care a fost rata de răspuns la e-mail-urile de genul ăsta. Pentru că am făcut chestia asta, cred că în 2009 prima oară și nu este o rată de răspuns suficient de bună cât să se justifice munca de a cerceta efectiv. Să știi că depinde. Uite, eu folosesc și niște tool-uri care mă ajută cu cercetarea respectivă și care grăbesc oarecum procesul. Dar legat de rată și de dacă se justifică sau nu, un link de la Fox News, ca să iau un exemplu cel mai mare, cred că valorează cât multe mii sau chiar zeci de mii de link-uri low quality. Link-uri care poate nici măcar nu sunt în aceeași nișă cu ce site are clientul respectiv. Și am avut și rate mici de răspuns, am adaptat e-mail-urile, am încercat să înțeleg cam de ce anume nu a răspuns respectiva persoană și încet am crescut. Nu știu să spun o cifră exactă, cred că poate să fie și între 5 și 50%. Ideea este că odată ce ai
întemeiat o relație cu persoana respectivă, pe viitor va fi mult mai ușor să mai obții câte unii. Mai ales în afară unde un jurnalist nu lucrează la o singură publicație, lucrează la mai multe. Și te poate ajuta și cu mai mulți clienți și așa mai departe. Referitor la prima problemă cu schema contorului. Ah, ok. Ce faci așa. În momentul în care, să zic că ești pe un... Când notele sunt date de utilizatori și este foarte prost, adică să zici că este postea, nu ai o scădere de trafic. Păi, pot să dau și un exemplu. Ok, da, nu. Aici depinde mult la ce oferi tu. Tu dacă ești producătorul, tu dacă ești cel care a fabricat produsul sau doar îl pui? Vorbim de un portal, să zici că faci un review la ceva. Ok, ai două opțiuni. Pot să dau un exemplu foarte clar. De exemplu. Okay. Să zicem, mâine se lansează un joc, da? Așa. Și scot aia niște, cum se cheamă, cerințe de sistem. Ok, da. Okay. Și userii dau rating. Userii din furie dau un rating foarte mic. Am înțeles. Și în momentul în care ești pe Google cu un rating de o singură stea. Ok. În continuare sunt șanse să-ți iei click-uri pentru că sunt șanse să fii singur. În realitate nu prea. Nu? Merge așa. Nu știu dacă în realitate obții mai multe click-uri, mai puține click-uri. Folosind schema.org, n-am auzit pe nimeni să obțină mai puține click-uri. Da. Ideea e că pe lângă rating, și atât să-ți dau și o soluție, pe lângă rating mai e și prețul, mai e și faptul dacă este stoc sau nu, cineva care vrea... Nu vorbim de magazin online, vorbim de... Producător în sine. Nu, vorbim de site de review, de computer game. Păi, în cazul ăsta, review-urile respective, este o diferență. Pot utilizatorii, gen, prin coment, cum e la eMAG, să dea review, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut produsul ăsta, sau poți să faci tu un review. Și atunci, rating-ul respectiv să fie al review-ului tău, nu al review-ului total al utilizatorului. Și tu, în cazul ăsta, poți să faci un review și să-i dai nota care vrei să o dai. Și oricum, dacă e un produs slab și prost... Deja nu mai e comic. Ce-a mea? Deja nu mai e comic, adică... Nu, pentru că uite, acolo vezi 209 reviews. Deci poți să vezi câte persoane au dat. În cazul în care numai tu dai review, faci review la produsul respectiv, nu mai apare. Scrie review de Cutărescu. Și nici nu știu dacă mai apare sigur prețul și faptul dacă e stoc. Ideea este că te-ar interesa ca cineva să cumpere un produs foarte prost de pe site la tine, chiar dacă nu e produsul tău. S-ar putea să asocieze site-ul tău mai departe cu calitatea produsului. Nici măcar nu e prost să zic produsul. Și pur și simplu duci pe mine. Păi, din 209, să zicem, 209 oameni, dacă nu și-l permit toți, înseamnă că, într-adevăr, este o problemă cu produsul respectiv. Și, din nou, nu te interesează așa de mult să... Sau poate te interesează să-l vinzi, dar gândește că ai prefera să vinzi un produs care este foarte bine văzut. Și să vinzi produsul respectiv față de competitorii tăi, care are un rating foarte bun, față de cineva, de unul care are un rating foarte mic, care mai târziu s-ar putea să asocieze. Da, de pe site-ul ăla au niște, nu știu, nu mi-a plăcut, nu mai place nici site-ul respectiv. În orice caz, nu văd asta ca o parte negativă a folosirii markup-ului respectiv. Pentru că eu cred că în 100% din cazuri te ajută. Dacă nu te ajută cu chestia asta, te ajută cu vizibilitate și cu CTR. Lasă-mă să intervin, că tu l-ai uitat de vizibilitate. Ideea e simplă. Ideea e simplă. În momentul în care ai un set foarte curat, fără niciun fel de schema org, fără niciun fel de author și fără nimic, da? Și tu arăți oarecum diferit. Nu contează că ai o steluță, trei steluțe, un rating, o poză de autor, o poză de publisher. That's not really matter. În momentul în care tu arăți diferit față de ceilalți, o să fii văzut. Okay. În momentul în care ai atras privirea pe acel listing, tu deja ai un câștig din start. Ok, asta e bine. Da? Ok. Ideea e felul următor. Tu zici că psihologic ostea e aiurea. CTR-ul scade. E de testat. Nu spun că scade sau că îți crește, că rămâne la fel. Dați în milimetru. O testezi. Faci mai betesic, că tot era valativ aici. Ideea e simplă. În momentul în care ești diferit, oamenii vin contra pe tine, de unde știi că în momentul în care ai ostea, nu îl intrigi pe ăla? Mă, de ce e jocul ăsta de prost?
Că eu am auzit mai lucruri bune despre el. Am văzut scris și atunci arată foarte mișto. Hai să dau un pic de ce e prost. Exact, vezi, vezi și ce dați ce au avut de spus. Da. Vezi o listă, îl vezi numai pe ăla cu o singură stea. Hai, hai să dau un exemplu. Stai, stai, din punct de vedere logic, hai să dau un exemplu preview de, de filme. Da. În momentul în care servești într-un grup de entuziaști pe movies, un film, și în care îi pui doar un description link-ul și atât, e un CTR average, pe care l-ai dat și alte review. În momentul în care spui, bagi un hashtag, o stea, și încă un hashtag de ocolit, o să ai mult mai mare citere, pentru că de ce pana trebuie să ocolesc filmul ăsta? Vreau să văd de ce, de ce spune asta că e atât de prost. Și s-ar putea să ai, s-ar putea să ai și comentarii la, la share-ul respectiv, foarte mult când share-ul pe Facebook, o să comentezi acolo, nu știu cum pe site. Să spună că, băi, ești un idiot că ai spus care lucrurile astea. Deci, poți să mergi pe, și pe partea psihologică cu acea ostea, pentru că îl intrigi. Și oricum, ai arătat diferit, ai tras atenția, schema cuvântului e bună. Ok, e bun. Și am dat un exemplu. Da, da, e foarte ok exemplu. Dar e, e, e un caz destul de particular, dacă e să... Și încă o chestie, majoritatea unii care se uită la rating... E, e clar, dacă CTR-ul e peste 3, dacă, cum se cheamă, notele sunt peste 3, lucrurile sunt bune, adică... Nu, chiar și dacă sunt mai cineva care caută produsul respectiv și se uită la rating, nu știe multe despre el, e clar. Dacă știe despre el și vrea să-l cumpere, dacă are intenția să-l cumpere, nu, nu contează ratingul. Nu, nu mă interesează. Unde e prețul cel mai bun? Aia mă interesează. Dacă se uită la rating, e interesat să afle mai multe informații despre produs. E în stage-ul ăla în care încă face research. Și atunci va fi interesat, ok, e o stea. De ce e o stea? Hai să văd ce au avut de spus ceilalți. E diferit. Deci dacă e diferit într-un fel, e un lucru bun. Bun. Dacă apare, e un lucru bun. Da. Dacă apare și din nou dacă apare, e un lucru bun. Ești diferit față de ceilalți, implicit. Corect. Sunt șanse foarte mari, cred eu, să-ți crească CTR. În mod de față. Alte întrebări? Ai zis că odată cu Hummingbird a căzut cu Lockbear. Ai făcut comparația între competitive link analysis și performing. Da. Exemplu care, l-am, exemplu care l-am dat aici era competitive link analysis și performing a competitive link analysis. Și asta sunt puierile care au fost cel mai mult afectate de, de, de Hummingbird. Uh-huh. Pentru că adăugăm niște cuvinte la, la sintagma principală, la prima sintagma adăugăm niște cuvinte pe care Google zice nu sunt destul de importante cuvintele respective. De aceea nu consider că ar trebui să existe undeva în articol ca să poziționez articolul respectiv. Și asta e ideea în spatele Hummingbird-ului și din cauza asta, mulți care încercau să... Am un site slăbuț, destul, calitate destul de slabă, caut keyword-ul long-term respectiv și îl bag și în titlul, mai bag o dată în H1 și în alte părți, nu va mai reuși să, să se poziționeze bine acel site. Pentru că Google...